Stele avem. Asta dăm în jos. Hai să vedem dacă este semnalul. Собираемся, ребят, собираем, коннектируемся там, что там, празднуем, не празднуем, нужно коннектироваться. Senzația e un pic specială decât dacă ai face de pe telefon acolo. Știi că ai un singur punct la care trebuie să te uiți și un singur punct pe care scrii butonul live și atât, gata, nu-ți mai bați capul. Ok, există oameni? Gata. Dacă ai face de pe telefon acolo, știi că ai un perfect, gata, taci! Și un singur punct pe care scrii butonul live. Eu leacă de sam sebe regisor, ca de obicei justificările se acceptă. Hai noroc, bună seara, ce mai faceți, cum ne simțim? S-a mai încălzit la Montreal, semnificativ, tare s-a încălzit, mai ales mâine promit plus 5, așa că și eu leacă de fleoșca. Asta după ce a fost o săptămână de extreme cold warning, minus 35, fantastic. Eu credeam că eu, în primul an când am ajuns, credeam că știam ce înseamnă jer, când am încercat minus 20, și la prognoză scrie feels like minus 30. Și omul era minus 32 noaptea și it felt like minus 42. Eu prima dată am simțit senzația asta atât de ascuțită. Eu nu credeam, aparent la știri noi ni s-a spus, băi, nu stați mai mult de 20 minute afară. Eu n-am stat, dar eu am stat vreo 5 minute și eu am simțit cum fața mea se desprinde de mine și vrea să plece. Ei, Andrei, cu interesează istoriile astea? Grești, padelul! Astăzi v-am chemat să vizionăm, ca de obicei, să facem un movie club. Dacă book club nu putem la distanță, facem un movie club. O să vedem niște filme artistice de ultima generație, HD preferabil. Mai ales că avem aparatură, a apărut în viața noastră, internetul grăiește. Ați auzit? N-ați auzit? Spuneți un da, un salut, un n-am auzit, mai jos în comentarii. A apărut internetul grăiește și eu, până nu mă vede nimeni, ați folosesc computerul de emisie, ați folosesc o leacă stativul, ați conectez o leacă de sunet și ați fac un live a caterii cu 720p. Ok, hai să trecem la subiect. Sting live-ul din partea asta. Promit să revin la comentarii, deocamdată nu acum. Pam. Ok, asta este. Eu am văzut recent, sunt multe lucruri care se întâmplă în Republica Moldova acum. Dar știi cum eu sunt așa mai special, mai original și mai modest. Și am văzut un film, interviu la un post independent de televiziune, Prime se numește, am văzut un interviu cu Mitropolitul Vladimir. Și în interviu și el am înțeles că până acum eu mă revoltam, voi vă revoltați, noi încercam să facem o comunitate online, apăreau grupuri foarte faine cu mulți moldoveni foarte faini, gen adoptă un vot, dar noi nu înțelegeam de fapt ce înseamnă democrație. Dar ca să ne explici ce înseamnă democrație, nu trebuie să vină Candu, nici măcar cărți nu trebuie să citim. Ca să ne explici ce înseamnă democrație, trebuie să vină o față bisericească. Mitropolitul Vladimir trebuie să ne spună nouă ce înseamnă democrație, exercițiu democratic. Cum să alege cineva în Parlament, cum să alege cineva la președinție. Așa că vă invit împreună să ne luminăm, să înghițim această lunină. Deschideți orice ceacri, orice găuri aveți și pregătiți-vă. Chemați neamurile și hai să ne uităm împreună la Mitropolitul Vladimir. Așadar, a apărut recent un interviu. Ia că tău, dar mă eu l-am pus în VLC de-amă. Vă dați în deștire dacă se vede, dacă se aude bine? Eu oricum am unul văd comentariile după emisiuni deja. Așadar, începem. Preoții nu trebuie să facă politică, iar politicul nu trebuie să se implice în treburile bisericești. De această părere este Mitropolitul Moldovei, înalt preasfințitul Vladimir. Ce crede... Punem pauză. Aici s-a pas pauză. Preoții nu trebuie să se implice în politică. Deci asta părere este înalt preasfințitul Vladimir. Să încep să dau contraargumente sau mai răbdăm? Hai să mai vedem alea, că-i prie, să nu ne înșerbântăm chiar așa de tare. Dar deja e mai bine, pentru că la Prime nou ne spune că preoții nu trebuie să implici în politică. Uai, stai alea, că cel mai urmărit post de televiziune ne spune despre asta, o luat o turnură cumva, relația dintre biserică, stat, prin prisma aparatului mediatic Prime TV. Hai să vedem! Capul Bisericii Ortodoxe Moldovenești despre conflictul cu Mitropolia Basarabiei și ce le dorește politicienilor în acest an, aflați dintr-un interviu realizat de colegul meu, Alexei Lungu. Alexei! Vă mulțumesc mult că ați găsit timp să discutați cu noi. Suntem, putem zice, în mijlocul sărbătorilor de iarnă. Cele pe stil nou au trecut, mai sunt cele pe stil vechi. Ce semnificație au pentru dumneavoastră sărbătorile de iarnă? Și aș vrea să vă întreb ce vă amintiți de vremea când erați copil de sărbătorile de iarnă. Mai, chestia asta e destul de lungă și plicticoasă.
Dar eu reușesc și din asta să culeg pierle. Dacă vreți, hai să privim împreună. Hai, nu mă ulicuțic. Eu după asta vreau să trec la lecție de democrație. În primul rând, aș dori să-i felicit pe toți creștinii noștri ortodoxi, cei care țin de stilul vechi, cu mărețele sărbători, a nașterii. Băi, ce fac și să este într-o chipare importanței, într-o chipare seriozității la TV. Ador, ador. Mântuitorul Hristos, Sfântul Vasilie și Obotează. Obotează? Pentru fiecare creștin, sărbătorile bisericești au o însemnătate. E clar, mersi, apa e udă. Prima este că s-a născut Mântuitorul Hristos. Sărbătorile creștine au o însemnătate, că s-a născut Mântuitorul Hristos. Toate sărbătorile creștine, sau Paștele, sau Floriile, sau... Deci ce greșești, omule? Care îl slăvim acum prin rugăciuni, prin faptele noastre bune. Cum îl slăvim pe Iisus Hristos? Prin rugăciuni și prin faptele noastre bune. Ok, noi nu înțelegem ce înseamnă noi, noi și Mitropolitul, Mitropolitul și Mitropolia, dar deja îl slăvim prin fapte bune. Fiindcă venind pe pământ, El a adus o speranță. El a adus o speranță în împăcarea omului pământesc cu bunul Dumnezeu. Bă, tu zici mă și spamerul e omul ăsta, serios, 26 de ani, stai și elăși job, din fiecare an, de sărbători, de Paști, de Crăciun, să aprochi jurnaliști, întrebi, e ca anul ăsta de Crăciun, ceva nou? Da, s-a născut Iisus, dar și anul trecut la fel, da, dar pur și simplu amu, El a venit, e ca atunci pe pământ, cu speranța ca să și mai giniși, an de an să turuie aceleași adevăruri, semi-adevăruri, să înțelegi și spui, să înțeleagă și el și spune în fața ta și până în crâl. Important să deschizi gura și înșet domol cu cadre pe fundal să-ți povestească cum lumnărica aprins înseamnă lunina care vine peste sufletelul tău, votează patriot Dodon. Hai mai departe! Și până în prezent și noi, creștinii ortodoxi, în această zi ne străduim să facem daruri. Eu nu știu dacă voi mă amintiți, dar eu ne amintesc. Alexei l-a întrebat și vă amintiți, dumneavoastră, poate din copilărie despre această sărbătoare. În această zi, noi vrem să facem daruri. Care este această zi? Care sunt aceste sărbători? Dacă ei își transcrie asta în formă de text și încerci să dai asta la o lucrare de control, fie că e clasa 7, a 8, a 9, sau cum se mai cheamă, compunerile astea, ce am făcut în sărbătorile de iarnă, tu precis iei o notă proastă, pentru că n-are sens și ei își scrii. Dar omul așa grăiește. Dar asta, cu plașcă de jurnalist, cu lavalieră de 800 de euro, Sennheiser, tot frumușel, îmbrăcățel la Prime TV. Da. Încă și. Mai povestiți. Celor care ne înconjoară. Dar în primul rând îi punem lumina care vine de la răsărit ca să ne lumineze calea creștinilor noștri pentru a face fapte bune. Și... Băi, serios, chipul... Nu, eu nu știu, asta e o fabrică de chipuri duși. Candu, Alexei... Biserica noastră și țara noastră fac aceste fapte bune. Dar cu părere de rău, nu totdeauna reușim. Și biserica și țara noastră fac aceste fapte bune. Cu părere de rău, nu totdeauna reușim. Dar cum, intenția contează sau cum? Am vrut să iau flori, dar n-am reușit. Am vrut să te iubesc, dar nu ni s-o primit, înțelegi? N-am avut când, trebuie să plec la tren, n-am reușit. De ce e? Nu numai în ziua nașterii Mântuitorului, ci pe parcursul anului, în Sfânta Biserică, la fiecare slujbă, preotul se roagă pentru biserică, pentru de Dumnezeu păzită țara noastră, Republica Moldova, și pentru oastea ei. Prin aceasta ne rugăm pe Bunul Dumnezeu să trimite pace pe pământ. Acea pace care a adus El prin nașterea sa. Și... gata, ajungi! Hai să trecem la subiect! Este un an... Scuzați, dar minim mă doare cap să aud asta. Atenție! Prima întrebare după introducere, prima întrebare al Alexei, este una care iarăși ne face să ne gândim, băi, ceva s-a schimbat. O prins Alexei la curaj, o prins jurnalismul la jurnalism sau jurnaliștii la jurnalism. Ia să vedem și întrebarea adresează Alexei. Va deveni o societate mai sănătoasă. 2018 este un an complicat pentru Republica Moldova. Este un an electoral. 2018 este un an complicat pentru Republica Moldova.
Nu înțeleg. Ne scoideți așa ceva. Pavel Filip a zis că 2018 și un an mai bun. Monica Babuc a zis că ne așteaptă surprize plăcute în domeniul educației și a culturii. Alexei zice că și un an complicat. Măi, nici ceva nitor. Ce recomandă mitropolitul clericilor în timpul unui an electoral? Fiindcă am văzut în exercițiile electorale precedente preoții implicându-se activ în alegeri. Dar nu e adevărat, Alexei! Iar asta s-a regăsit și în anumite sondaje de opinie care arată că încrederea în biserică scade și în mare parte datorită implicării preoților în politică. Da, datorită, nu din cauză, datorită! Adeseori, noi suntem și criticați. Ei, nu! Și ne-am drăznit! Criticați mai ales de cei care stau la cărma statului, că se implică biserica. Adeseori noi vorbim cum ar trebui să arate acest om, care să fie calitățile lui, și nu vorbim de fiecare persoană în parte. Tu înțelegi? Biserica niciodată nu ți-o zis ție că votează la nume pe ăsta sau nu vota pe aceea. Nu, biserica a zis că eu am făcut așa un fotorobot, a zis că ar trebui așa să aibă hălățel, să scalde frumușel, așa să arăte ca iepurașul, dar niciodată nu a zis concret. Și în susținerea acestei fraze că niciodată biserica nu a zis concret, hai să vedem următoarele probe video, că eu le-am pregătit, ei, am stat și am căutat. Atenție, ne amintim de o conferință de presă organizată de câțiva preoți în ajun de alegerile electorale, de alegerile prezidențiale de anul trecut, când eram turul 2, când eram Maia Sandu și Igor Dodon, de-am ști clar că sunt doi oameni, în ajun de alegeri, vedem o conferință de presă în care vedem clar că biserica nu se implică în politică, băi, ei niciodată nu au zis pe cine îți votez, pe cine îți votez, nu, fii atent, e că, de exemplu, aici, e ca aici. Hai, băi! Mobilizează, să vă îndemnăm, stimați creștini, nici într-un caz să nu votați această candidatură la președinte, pentru că vă asumați multe osândă și mare păcat. Ne asumăm multe osândă și mare păcat dacă votăm pe cine? Vai, oare pe cine? Nu, el nu o să dea nume, el o să vorbească abstract, nu! Lui Dumnezeu, ultimul punct este următorul. Dânsa Sandu, Maia Sandu, este primul candidat în istoria Moldovei care este susținută public de activiști homosexuali, de lesbiene, de bisexual și de transexual. Nici nu mai zic, nu zic. E adevărat? Scrieți în comentarii dacă e adevărat sau nu. E adevărat. Maia Sandu a fost susținută de... Oi, oi, oi! Stai o leacă, dar parcă zic că ei nu dau nume, parcă zic că biserica nu se implică în politică. Trebuie să gresc abstract. Markel! Markel! Blin, Markel! Ciuvacul ăsta care are o casă de tineri și la Bălți. Țineți minte reportajul. E repejor pe YouTube, mai deschideți un tab și scrieți după ce se termină live-ul ăsta la lumina, ați căutați. Markel, casă, Bălți. Ați venit unat, ați vedeți cum el deschide ușa și zic că aici e încă un dormitor, aici e încă un dormitor, da aici e încă un dormitor, da aici este un băiat permanent, stă un băiat în casă, permanent un băiat, Markel, stă un băiat. Și ză băiat stă în casă, voi nu vă amintiți de asta? E, stai o leacă, băiat, stai o leacă, așa nu merge, că pot vă o zvaret. Iată-l, reportaj la ProTV. În casa mea modestă, bine ați venit. Sper să vă simțiți bine. Ia uite ce casă modestă. Pavus. Și nu întâmplător, aceasta este zodia episcopului Markel. Prima odaie este o verandă de culoare verde cu havuz. Am crezut că este bine să o fac mai, eu știu, ceva subiosebesc această intrare în casă. Între cărămiz este un strat oarecare, nu știu de ce grosime, de chiramzit, dacă știți, material de construcție. What the fuck, ce fac? Care permanent s-a făcut în casă. În fața lui Marcel, iată el aici se... Marcel e unul care permanent s-a făcut în casă. Aici e dormitorul lui Marcel, el permanent. Este un băiat că la mine permanent se află în casă.
Nu, eu nu insinuiez nimic, eu nu insinuiez. Ciuvacul ăsta trăiește singur într-o casă care costă milioane, la bălți. Nu plătește nicio tulă impozite. Și are un dormitor pentru un băiat care se află permanent în casă și acest băiat se numește Marcel. Eu nu insinuiez nimic. Tax, trecem înapoi, că eu leacă mai șerbând. Așadar, asta e un argument în susținere la ceea ce a spus Vladimir mai devreme, așa-i? Că biserica nu se implică în politică. De acord, nicio problemă. Credem mai departe, hai să ne întoarcem înapoi la interviu. Așadar. Vezi, e complicat fără regii. Nu vrei nimic să mă ajut. În caz că apar unele neînțelegeri când apar candidații la oricare funcție, noi trebuie să-i invităm, în primul rând, în Sfânta Biserică. Ascultați, noi până acum credem că alegerile trebuie să petreacă într-un anumit fel și până la alegeri trebuie să întâmple campania electorală. Nu! O super inovație de la Mitropolitul Vladimir. Cum ar trebui să întâmple alegerea unui deputat sau președinte de țară? Ca dânsii să se mărturisească, să se împărtășe, să-i slujim un tidion la toți împreună. Super, la toți împreună! Tu înțelegi? 7 partide participă la alegeri parlamentare. Și facem noi? Campania electorală? Nu, pentru ce trebuie cheltuială? Te-ați vin la biserică, mărturisesc, să împărtășe și facem un tedeum. Nu știu ce înseamnă asta, dar tăți împreună facem tedeum așa. Tedeum, 700 de oameni, facem, îi împroșcăm că așa, cu sare, cu oloi, dăm cu chiber negru, îi facem un tedeum și după asta e treaba ta și alege, înțelegi? Să-i binecuvântăm și pe urmă fiecare creștin să-și aleagă persoana care ar dori să fie în Parlament sau la cârma. Super simplu! Comisia Electorală Centrală, oameni buni, dacă este cineva care cunoaște vreun om care lucrează acolo, vă rog frumos, amu, cât e șerbinte, repede venim cu inovația asta. Dacă susțineți mai jos în comentarii, scrie sus, pauză, țin, sus, țin, scrieți că susținem ideea asta, măcar 5, 4, 300 de mii de oameni să ne adunăm, semnăm petiția asta imaginară. Să facem așa ca să nu mai avem campanie electorală murdară, să murdărească unul pe altul, să facă spoturi, gândachii atacuiut, cui trebuie tot asta? Mai bine venim, slujim un tedeum și după asta tu, eu, noi tăți alegem. Super faină idee, mulțumim! Dar adesea ori suntem învinuiți, fiindcă și preotul, fie și arhireul, în primul rând, cuvântul arhireu sună bine, dar hai să nu ne agățăm. Adică are o persoană care este mai aproape de sufletul său. uite ce zâmbetă de ulce de băiețel. Nu înțelegi, uneori se întâmplă că arhireu, o leacă să arhireu el, știi? Să arhireu, să uite de cine e el. El se creadă că l-a chemat Dumnezeu pământ, dar el o leacă să arhireu și se imaginează că el e voce politică, civică, puternică, știi, într-un stat. Și arhireu zică, mie tare îmi place acest lider. Și așa se întâmplă, întâmplător, se întâmplă ca majoritatea arhireilor să așa de tare să arhireiască încât să aleagă anume un singur om. Nu știu cum așa se întâmplă, întâmplător, nu știu cum. Și de ce e... Practic, îi îndeamnă pe creștin, iată ar fi... Da, povestiți, eu înghit, eu n-am să vă întrerup, dar pentru ce să vă întrerup, eu mă grăghesc, la bine să votăm pentru acesta, este mai aproape de biserică, sau este care ne-a ajutat biserica, și clar că aici nu putem de fiecare dată să îl judicăm pe acești preoți, fiindcă el... Din gânduri bune, nu din gânduri rele. Absolut, dar întreabă preoții care au în curtea bisericii marșuci cu inscripția PDM. Nu, serios. Întreabă Marchela, care primăvara asta, cum se mai cheamă, toamna asta, a venit Dodon și a urmărit cum se construiește eparhia. Nu credeți? Deci vă arăt și asta, dragii mei, ia că voi nu sunteți atenți. Numai eu am internet sau cum? Ia uitați-vă și frumos video. Foarte frumos și alt video. Dar unde a fost video ăsta? Nu pe internetul ăsta. Eu am pe internetul. Video ăsta a fost în fața la 10.000 sau poate chiar sute de mii de oameni. Pe la Bels, la NTV Moldova și așa mai departe. Ia? Vădică Marchel, vă te îngădu prin rușenie. Episcopul Marchel în acest an a luat decizia să repare eparhia care de 10 de ani nu a fost renovată. Eu nu știu dacă voi vedeți, dar aici stăm în fel de Dostoievski în tufe și uite ce face Dodon. Asta e foarte creepy. Cătați eparhia Bels Dodon și ați vedeți, e super creepy ce fac ăsta. Deci să ofer ajutor și în acest an au început construcțiile. De aceea azi am venit aici să vedem cum demarează lucrările. Noi și în continuare vom ajuta locașurile sfinte. Locașurile sfinte, tu înțelegi? Fața asta importantă de președinte suspendat, care și-a făcut el?
Băi, marele decizii le las pentru Candu, dacă când vine vorba de eparhie de la Bălț, noi o să venim și o să urmărim cum se construiește, că trebuie să apărăm. Trebuie să apărăm, gay, gay, ne atacă din spate, din față, uite, o, nu mă proșca, gheiule, du-te de aici! Și trebuie să ne apărăm și să construim eparhie. Din banii cu eu am ajutat. Cine să iau președinte? 10.000 de lei pe lună. De unde bani din salariu? Care salariu? Mă ajută părinții să plătesc credit pentru casă. De ce? De ce să spui din ce bani ajuți la construcția unei eparhii? Deși spui din ce bani cumperi materialele astea de construcție. Pentru ce? Toți dai știrea, lumea zic, e că aista, da, lider, aista ajută la eparhie. Da. Ce înseamnă asta pentru ce? Nu mă interesează. Da, aista lider, da. Mergi mai departe, prieteni, stai că nu uităm de mitropolit. Asta trebuie să argumente în susținerea bolidului. Mai departe. Ops. Îl îndeamnă pe om să voteze pentru un candidat sau pentru altul. Dar clar că cel mai bine ar fi să nu ne implicăm. Bunul Dumnezeu de sus să aleagă, să arate cu degetul cel care trebuie să fie la cărma. Da, 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 da! Azi e momentul acela. Și zi azi, 10 ianuarie, în sfârșit, eu am 30 de ani și am înțeles. Până amu, am încercat să citesc o carte, două, istoria filosofiei, pravă, democrație, este definiția democrației, pe Dex Online, pe Wikipedia. Minșun! Nu vine asta de la greși, vine de la Dumnezeu. Dumnezeu alege. Tu crezi că tu te duci și stai în rând la Padova, la Londra, prin Milan, stai la secția de votare, nu-ți ajung buletine. Dumnezeu alege pentru tine și mai ieși din casă, băi! Super! Mulțumim, Nicolae Cantarean! Mai aproape de sufletul său. Mai mare libertate. Stai, Oleac, că-mi dat prea. Să nu ne implicăm. Bunul Dumnezeu de sus să aleagă, să arate cu degetul cel care trebuie să fie la cărma conducerii statului sau parlamentului. Cu degetul ăsta să arăte, tu înțelegi? Și noi pe urmă ne nirem de Dodon, că el zice că mandatul ăsta e de la bunul Dumnezeu. Păi clar că mandatul e de la bunul Dumnezeu. Dacă zici Colea Cantarean, dacă zici Kiril de la Moscova, e clar că Dumnezeu a arătat cu degetul. Fenomenal. Fenomenal, frumos. Dar noi trăim în iluzia că Moldova e stat de drept. Noi trăim în iluzia că democrația și instituțiile democratice trebuie susținute. Lăsați mai asta baltă, nu vă stresați, nu mai obosiți atâta. Dumnezeu arată cu degetul și alegerile, sau cel puțin perioada înainte de alegeri, trebuie să petreacă în biserici, unde să mărturisești, să împărtășești, să faci un tedeum. Și după asta noi vedem pe cine alegem, dar nu noi alegem pentru că Dumnezeu alege. E simplu. Democrație pe moldovenește. Ce se întâmplă cu cei care nu țin cont de recomandarea domniei voastre? E, stai, stai că Alexei e jurnalist, jurnalist. El vrea să afle ce se întâmplă cu preoții care n-ascultă de această recomandare a mitropolitului. Uh, usturător ceva, usturător, cu usturoi peste ochi, poate. De preoții care se implică activ și fac campanie în, în localități. Bunul Dumnezeu chiar lui, lui Adam și Eva, când erau încă în rai, le-a dat libertate. De ce și noi, trăind pe acest pământ, avem și mai mare libertate? Clar că noi avem canoanele bisericești, noi avem regulile bisericești. Zăpada, zăpada când cade pe pământ și pământul e cald, zăpada se tochește. De aceea și creierul meu se tochește când îl ascult pe Colea Cantarean. Mulțumesc. Mai departe? Trebuie să respectăm. Dar câteodată se întâmplă că și un creștin, dar și câte un preot se abate de la, ceas, de la acest respect. Și... Clar că noi îi invităm, fie la metropolie, fie la episcopie, îl mustrăm, îl tragem în ghilimele de urechi ca să nu se implice. Uite la reacția la Alexei! Stai, Leacă, să-i tare prețios! Se abate de la, ceas, de la acest respect. Clar că noi îi invităm, fie la metropolie, fie la episcopie, îl mustrăm, îl tragem în ghilimele de urechi. Oh, Alexei a zis, bine că pe mine nimeni nu mă trage de urechi. Eu, pe mine mă mângâie lumea, că eu sunt cumințel jurnalist. Dar preoții care ne ascultă, strași, unde?
dighilimele, în ghilimele, deși de urechi. Ce înseamnă această metaforă? Eu tare aș fi vrut Alexei să precizeze. Dar zâmbetul lui, lunina de pe chipul lui, sărbătoarea asta care curge din trânsul, nu a permis să răsune această întrebare. Cert este că există un potențial de pedeapsă pentru preoții care nu respectă îndemnul metropolitului Vladimir. E, dar noi suntem cu voi răbdători, noi să răbdăm cu minciori până la alegerile parlamentare din toamnă și să vedem exact cum se va implica, dacă se va implica biserica și cum vor fi trași de urechi anumiți preoți. Pintuneric sau cu lunină? Hai să urmărim mai departe interviul, prieteni. Ca să nu se implice. Dar omul este om. E imposibil chiar să trăiască așa cum am dorit noi. Întrând democrația în stat, în oameni, și între câte un pic și în biserica ortodoxă. Ceea ce nu ar trebui să fie. Înțelegi? Democrația, asta e ca un parazit. E intrat în stat și strică statul. Îți permite ție, nie, să avem o voce, să decidem. Unul vrea roșu, altul vrea albastru. Înțelegi? Dar democrația a intrat de moșa de adânc, a intrat și în biserică și asta e tare rău. Pentru că nu poți fi democrație într-un organism unde de 26-27 de ani un singur ceva care a și același job și n-ai cum să-l dai afară. Nu există nici un director deasupra lui. Poate Dumnezeu, dar cum să-l supi Dumnezeu? Alo, Dumnezeu? Vreau să mă plâng, pipi, abonatul se află în afara arei de acoperire, ponimași? Nu poți să-l dai afară. Poate numai odată cu moartea, dar noi suntem răbdători, așteptăm omul să-și trăiască viața, fericit, frumușel, să mai asculte un cânteșel, să mai duc la o zi de naștere, la alt arhiepiscop, la un arhiereu, poate net. Cum mai departe de trăit cu asta? Cum mai departe de trăit după acest interviu, când noi atâtea am aflat, când atâtea s-au schimbat în mindset-ul nostru? Dar noi doar suntem trăitori pe acest pământ. Deci ar fi bine cei care au făcut acest lucru să vină, să se mărturisească, să primească dezlegare și mai departe să o să implice. Așteptăm Marchel de la Bels să vină, zic că scuzați, vă rog frumos că am numit-o pe Maia Sandu Rod Stierp, scuzați că am zis că a să vă trageți păcat pe suflet și noi ne-am tras păcat pe suflet. Eu recunosc că am votat-o pe Maia Sandu, alți sute de mii de oameni au votat-o pe Maia Sandu și noi ne-am tras păcat pe suflet. Amu, când, de exemplu, azi m-am închedicat de scări și m-am zgâriat la cot. Și eu adesea mă întreb, dar de ce mie asta mi se întâmplă? Parcă am fost un om bun, știi, parcă n-am făcut niciun rău, am spălat vasele de dimineață. Dar eu am votat-o pe Maia Sandu. Ăsta e păcatul pe care ne l-am tras pe suflet. Eu azi m-am închericat pe scări din cauza asta. Așa că aveți grijă. Aveți grijă pe cine votați. Nu trageți păcate pe sufletul vostru. Ce relație ați dori să fie între stat, sau mai bine zis, între guvernare și biserică? Discuția aprinsă a fost atunci când s-a discutat despre lege. Adică noi ignorăm faptul că deja este atâta cosmos în acest interviu. Dar Alexei încă mai adaugă. El continuă să-l întreb pe dânsul despre relația stat-biserică. Da? Să vedem și zi și mitropolitul. Ia să vedem. Realității și altfel. Discuția aprinsă sunt vis-a-vis de prădarea religiei în școli. Discuția aprinsă sunt pe seama veniturilor pe care le are biserica, trebuie sau nu trebuie să fie impozitată? Noi, de fiecare dată, am dorit ca relațiile între biserică și stat să fie normale. Normale! Tu nu poți să le ai buni, rele. Normal, eu vreau să avem relații normale. Cum te-ai odihnit la mare? Normal. Cum e la lucru? Normal. Cu soția cum? Normal. Cuvântul ăsta e genial, poate fi aplicat la tot, la orice situație. Și înseamnă relații normale, stat și biserică? Doar acest e pura știi. Nu acesta, așa l-a. Dar și ăsta e haroșii, blin. Într-un stat, ca Republica Moldova, cei care sunt majoritatea de credință ortodoxă, aceste relații ar fi de dorit ca să fie până la sfârșitul veacului cele mai bune. Fiindcă what? Wishful thinking, asta se cheamă în engleză. El își dore... Stai o leacă! Aceste relații ar fi de dorit ca să fie până la sfârșitul veacului cele mai bune. Până la sfârșitul... Eu am ceas, dar nu se vede clar, e 10 ianuarie. Cât a rămas până la sfârșitul veacului? Puteți vă rog să-mi spuneți. Și care veac anume? Eu înțeleg că există o mare problemă și o mare capacitate de a trata, de a defini timpul în mintea unor politicieni, că îi promit la anul și mai bine, anul și un an mai bun, dar în cazul domnului, cum s-ar zice, metropolit,
El trebuie să știe la curent cu calendarul. El e la curent cu sărbătorile care se întâmplă. El știe că anul ăsta e cam 2018, e pentru că noi ne orientăm după anul zero în care s-a născut Iisus Hristos. Înțelegi? Sau? Eu nu prea înțeleg ce înseamnă încă un secol de relații bune de biserică și stat. El își dorește, adică el urmează să fie încă la cărma metropoliei un secol. Eu era când spământător asta, dar în așa se bucură că avem atâta optimism. Și obțin un om este atât de optimism, atât de optimist în Republica Moldova. De obicei în sondaj de opinie află că ai, anul viitor nu știu dacă aș fi mai bine, ai, vreau să plec din Moldova. Omul ăsta își pregătește viața pe 82 de ani înainte, băi. 82 de ani. Ia, că e cât lăși între de învățat. Fiindcă noi nu susținem unul pe altul, ci noi colaborăm. Noi colaborăm pentru binele. Tu ne-e ceva, eu ți-e ceva. Eu ți-e electorat mandat, tu ne-e ajutor acordat. Colaborăm, înțelegi, politicianule? Da, înțeleg, o spus Filat. Da, înțeleg, o spus Pasat. Da, înțeleg, o spus Dodon. Mulți alții înțeleg foarte bine cât e de important să colaborez cu metropolia. E statului pentru binele bisericii. Ne consultăm cu conducerea statului, cum am face mai bine ca să fie și pentru biserică și pentru stat. În ceea ce privește biserica, trebuințele, nu toți cunosc. Ei, nu toți cunosc, dar voi ar trebui să cunoașteți. Ia, repede, pic și foaie, pregătiți-vă să cunoașteți, pentru că acum noi sprânim o doză și mai mare de lunină. Că noi nu suntem asigurați de stat cu nimic. Cu zero, zero ajutor. Ca clădiri. Înțelegi? Aparțin Ministerul Culturii, adică aparțin statului. Ne sunt date în folosință. Și noi, cei care conducem cu această biserică, sau fie preotul împreună cu consilierii săi, au grijă de clădirea, adică de biserică, care nu le aparține lor. Aha! Deci în cazul în care biserica este a Ministerului Culturii, preoții au grijă de această biserică. Dar noi nu vrem să ne gândim la numeroasele cazuri în care preoții, fețele bisericești, adună bani să se construiască biserici noi sau să se reconstruiască bisericile Ministerului Culturii fără nici să spune clar care-i smeta, de câți bani e nevoie și anume vor să reconstruiască, pe cine contractează. Ministerul Culturii face și tenderile, dacă tot sclădirile lor în care angajează echipe de construcție ca să repare biserica pentru care să adună bani. Sau preotul știe pe cineva în sat, care cunoaște pe cineva din alt sat, care vine și așa ajute. De ce atâta netransparență, domnule Cantarean? Misticism, religie. Și de fiecare dată preotul creștine îndeamnă să jertfească pentru întreținerea bisericii ca clădire, pentru toate construcții auxiliare care există pe acest teritoriu. Mai mult decât atât, din această jertfă plătesc serviciile comunale, plătesc salariul la preot și la cei care sunt angajați. Ok, plătesc salariul la preot. Am înțeles. Dar dacă o biserică e într-o comună cu puțini locuitori și acei locuitori nu prea au nici rudi plecați pe scotare sau au, dar ei nu le trimit bani, sunt mai săraci. Și un preot dintr-o comună poate să aibă salariul X, dar alt preot din altă comună unde oamenii sunt mai avuți, mai gospodari, donează mai mult la biserică, poate să aibă 2 sau 3 X, e diferență de salarii? Nu ni se pare normal? Unde privește Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a? În această biserică. Și câteodată... Scuzați, eu nu știu cum să mă folosesc de prăsada asta. Și toți trăitorii, sau mai bine zic, peste prețuri, pentru a avea această biserică. Și câteodată, de asemenea, suntem criticați că de ce costă botezul 300, 500 sau poate și mai mult în această biserică. Dar nimeni nu vorbește de ce că preotul are botez poate o dată pe lună, dar poate o dată în trimestru. Deci primul argument, deși n-ar trebui, sau ar trebui o leacă mai conștiincios să ne întrebăm deși costă botezul atâta sau atâta, întrebați-vă totodată, cum o duci și preotul? A? De ce sunt exagerate aceste prețuri? Pentru a avea bani de să întrețină această biserică. De ce au fost puse întrebări ca să pună aparate de casă pentru biserică? Vă închipuiți ce s-ar primi atunci în biserică? Vin
creștinii la slujbă așteaptă până îi dă bonul de plată. Doamne ferește, să vii la slujbă și să aștept să-ți dea bonul de plată. Dar tu doar știi cât timp durează să-ți dea bonul de plată. Asta vii, stai în rând, bonul de plată iese în 5 secunde, îl iei, pleci, tu îți dai seama, veșnicie. Mai gine, normal, frumușel, închis gura, donesc cât îi dona, pentru că tu te întrebi de ce costă 500 de lei. Dar tu nu te întrebi cât costă serviciile comunale. Asta e primul argument. După care o leacă să contrazici metropolitul. Nu, dar ce să-i faci? Băcșit capul cu înțelepciune. Și îl pune lumânarea aceea. În biserică există jertfă. Și toți trăitorii, sau mai bine zis, slujitorii biserică, trăiesc din această jertfă. Cât creștinul jertvește. Dar nu punem taxă cât ar trebui el să plătească. Asta este un, când vedeți în biserică undeva niște taxe, asta este un îndemn cam aproximativ cât ar trebui să fie. Aproximativ? Nu, serios. Nu e că, de exemplu, cât e botezul? 500 de lei? Eu am doar 50 de lei la mine. Cesna, cesna e slova, am doar 50 de lei la mine. Dragă părinte, botează-te, rog, copilul. Du-te de aici. Vă rog frumos, încercați acest experiment. Cel mai ghinic, care să nu încercați deloc. Sau dacă aveți rude, stai că mă telefonează ăștia de la metropolie. Dacă aveți rude și e ca omul urmează un botez sau ceva, o cumătrie, încercați să negociați prețul la tarife, la biserică. Încercați să negociați. Dar așa, negociați-l drastic. Dați un preț de 10, de 20 de ori mai mic. A? Și ați vedeți că preotul deodată îți vă zică, da, absolut, asta doar e jertfă, dă cât ai, dă cât poți, dă cât ai. N-ai amu, vină mâine, azi vin eu mâine la tine, nicio problemă, dă-ne adresa, grupa sangvină, codul PIN la card, mulțumesc. Dar fiecare preot, în fiecare trimestru, dă dare de seamă la metropolie. Wow! Fiecare preot în fiecare trimestru, 3 luni, deci 4 ori pe an, fiecare preot dă dare de seamă la metropolie, câți bani au încasat? Oho! Și mai departe, ce se întâmplă cu darea asta de seamă? Metropolia în fiecare lună dă dare de seamă la organele fiscale. În fiecare lună metropolia dă dare de seamă la organele fiscale? Prieteni, eu n-am nici rude, nici prieteni care lucrează la fisc, dar poate există cineva din voi. Înțeleg că poate nu-i gine de tăguit, de dat share direct, dar scrieți în privat și întrebați-vă, că eu am încercat să caut pe net asta. N-am reușit să găsesc, poate cunoașteți cineva pe un expert în domeniul fiscal. Pe bune, metropolia dă în fiecare lună rapoarte la fisc și dacă metropolia le dă, deși noi nu putem să le vedem, deși ele nu sunt publice, deși nu există nicăieri, nici pe site-ul lor aceste rapoarte, nicăiurea. Cum putem noi să dăm de aceste rapoarte? Ajutați-mă pe mine să înțeleg. Mulțumesc, anticipat. Dar, according to metropolit, aceste rapoarte se întâmplă. Și bineînțeles că bucata de mobil, asta, cum e, jurnalistul Alexei, care stă alături, nici de cum, nici nu se întreabă. Pe bune, da? Cum probați? Nu, e mult și sărbători. Sărbători acum. Spiritul de sărbători, Crăciun acum, înțelegi? Veselie. Pentru ce să întrebi adânc, să întrebi? Deci este o transparență. Este da, foarte transparență. E că când ridici costumul lui Lady Gaga, tare transparent. Noi, cei de la conducerea metropoliei, ținem cont de aceasta și în fiecare an, în fața arhireilor, protopopilor, dăm această dare. În fața arhireilor și a protopopilor, da? Minunat. Adică tu ai sute de mii de oameni care ți se donează, care vin și beneficiază de serviciile tale, din lăcașul pe care tu îl administrezi, dar dare de seamă tot dai tot la ai tăi. Te pedepsesc dacă cu ceva ai greșit, tot ai tăi te pedepsesc. Mm-hmm. Minunat. Dar eu, blin, ca naivul, stătem și mă uitam la o scrisoare care a venit aici de la o parohie din Montreal, a venit o scrisoare odată și a zis, noi anul ăsta am adunat 150.000 de euro și am reușit să contribuim la cină de caritate, am reușit să dăm la Crucea Roșie, acolo și dincolo. Vino și ne susține în următorul an pe noi. E ca prostălani, băi, voi nu știți, voi nu nie trebuie să-mi dați, bisericile din Montreal sunt prostălanii. Vă trebuie între voi, între arhierei, să vă dați rapoartele astea, ca în Moldova, ca și democrație. Adică dânșii știu cât au jertuit și știu unde banii ce s-au dus. Cine dânșii știu, ei? Nu arhierei jertfesc, oamenii știu. Tu zici că dai raport în fața la arhiereu, nu în fața la om. Tu alea că ai arhierit toate argumentele astea. Această întrebare nu pune cei care jertfesc pentru întreținerea fie bisericii, fie sediul metropoliei, dar cei care sunt departe de biserică și le pare că dacă pe semestru o biserică odată. Da, eu sunt departe de biserică și mine mă deranzează. Când sat la maică mea vine preotul și zici, n-ai bani să donezi? Bun, dar azi nim săptămâna viitoare. Și asta, terorism săptămâna viitoare. Și ești
pending payment de ăsta de la card de credit, ce ești tu, băi? Zi-ne exact pentru ce aduni bani. Ai de făcut o cumpărătură. Vrei să-ți cumperi un Ford Transit că trebuie să duci în Oriașă. Anunță. Nu-mi blac cu sacul și adună bani. 100 sau 200 de lei pentru întreținerea metropoliei este o sumă exagerată sau o sumă foarte mare. Dar nu-mi treabă cât noi cheltuim pentru întreținerea acestui sediu. Oh, dar la autoservice cât noi cheltuim? Și bineînțeles că băcata de jurnalist pe nume Alexei, care stă alături, el nu a adresat întrebarea asta. Ei nici nu a vrut să acoperi cu băhalul metropolit. Ei nu a vrut să acoperi cu șoferul personal metropolitului. Cu Cristi Tabăr, care îi pupă mâna de dimineață. Înțelegi? Pentru și tata asta. Why bring it up când e sărbătoare și atmosferă frumoasă în casă? Pentru... Nu vorbesc de gazele naturale. Mai ales noi după ce, după o masă copioasă, gazele naturale. Ce mai iese din metropolit. Electricitatea, telefoanele și multe altele. Există, să zicem, un conflict, poate greșesc, dintre metropolia Moldovei și metropolia Basarabiei. Există vreo cale ca să fie depășită această problemă? Există o cale de unificare a bisericilor? Interviul mai durează încă vreo 4 minute. Eu v-am arătat cam mâdva acestui interviu. V-am arătat cam 16 minim marcat cel mai tare. Dar, sincer să fiu, buti moia volea, eu tare aș prefera asemenea interviu. Bineînțeles că o leacă de interpretare, a mea, sau poate există cineva mai capabil în asta, m-aș bucura să cred. Asemenea interviuri să fie arătate în reluare, cu anotări, cu o leacă de pauză, ca oamenii să înțeleg, stai, pe bune omul ăsta are dreptate în ce îi spune, pe bune ei nu se implică în politică, pe bune metropolitul zice că nu se implică în politică, omul care a zis e ca asta, e ca omul care a zis asta, e ca unii el, e că duci mai aici, e că hop. Moldova are viitor dacă la conducerea țării va ajunge un președinte patriot și iubitor de neam, consideră mitropolitul Vladimir. Biserica noastră ortodoxă totdeauna a fost și rămâne în pozițiile sale ca candidatul să fie de credință ortodoxă. 1. De credință ortodoxă. 2. Să fie botezat. Botezat, am înțeles. A treilea. Să fie cununat. Cununat! Ce? Să fie patriot acestei țări. 4 argumente. Botezat, ortodox, cununat, patriot a țării. Cine le satisface pe toate 4? Iepurașul Igor. Nu, cum, Maia Sandu, nu-i cununată. Cum poți să fii necununat și să fii președinte? Cum poți să nu naști copii și să fii președinte? Tu înțelegi? Clar că și la Dodon era întrebarea asta. Metropolia se gândea, băie, dar stai, acolo era un preot care a zis, dragi fiețe bisericești, dar nici Dodon nu a născut niciodată niciun copil. Da, dar în schimb cununat. Ia câtele criteriile de bază. Noi toți credem că asta e un exercițiu democratic. Noi credem că alegerile în Republica Moldova sunt un soi de moment în care noi ne exprimăm voința noastră politică. Nu, pentru că apare degetul lui Dumnezeu. Degetul Dumnezeu cu degetul mare, Dumnezeu. Așa au zis, nu? Degetul Dumnezeu cu degetul mare, el arată, exact. Nu, degetul mare e ăsta, dar el a zis cu degetul mare. Și el așa arată. Nu. Așa au zis metropolit, cu degetul mare. Cu degetul arată pe cine trebuie ales. Metropolitul. Eu nu știu sigur dacă în cap sau nu concluzii la asemenea video, la asemenea live-uri pe Facebook, dar... În capul meu se învârtește o spaimă că atâta timp cât există jurnaliști, precum sunt Alexei, televiziuni, precum sunt televiziunea la care Alexei muncește, apnouă ne este destul de trist să credem că putem lupta. Destul de trist să credem că Alexei este practic dintr-o generație cu noi, sau este la fel de tânăr și breaz la minte, știi ce înseamnă democrație, exercițiu democratic. Pentru că tot asta îți distruge complet. Ție-ți pare că tu construiești un stat de drept, tu aperi instituțiile. Filip zici că e foarte important să avem instituții democratice în stat, să le apărăm. Pentru că noi suntem un stat tânăr și lucrăm la asta. Și aici ți-a pare metropolitul. Și dă jos tot și crezi tu că ai construit. Pentru că în cazul lui, ambasadele lui sau filialele lui sunt prin fiecare stat. Și el oleacă e mult mai puternic decât tu ți imaginezi. Influența lui e mult mai mare decât tu crezi. Așa că, dragii mei, hai fiecare să ne găsim proprii Dumnezei, dacă vrem să-i găsim. Dacă nu, ne-l găsim pe Nietzsche și așa e destul de curios. Dar dacă mai apar oameni îmbrăcați în Lady Gaga
și ne conving pe noi că ei știu ce înseamnă democrația. Hai să arătăm că noi putem să întrerupem acești oameni și să spunem, stop, stai, tu nu-ți dai seama ce vorbești. Începe încă o dată, sau taci din gură, sau ieși de aici, sau eu nu vreau să fac interviu cu tine. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă mulțumesc că susțineți emisiunea Lumina. Zilele astea au venit un mesaj de pe patreon.com în care am fost anunțat despre totalurile mele, cu toate că eu le văd singur, eu sunt conștient. Totalurile mele în cadrul emisiunii Lumina. 437 de patroni s-au perindat parcursul anului, care au venit pe un termen mai scurt, care au rămas pe un termen mai lung, care sunt încă de answers. Rămași patroni emisiunii Lumina, eu tare vă mulțumesc pentru susținere. Mulțumesc celor care ne susțin și pentru proiectul Internetul Grăiește. Internetul Grăiește apare în fiecare joi live pe Facebook, deocamdată pe pagina Nata Albot, că acolo comunitatea e mai mare, dar urmează să o creștem și pe pagina Internetul Grăiește și pe profilul, pe contul de YouTube. Mulțumesc unui patron care acum în timpul live-ului a hotărât să doneze, Andrei Boleac se numește. Și celorlalți 350 de patroni aproape de pe patreon.com/fedot. Vă pup, vă cuprind, hai să avem în 2018 cât se poate de productiv, fericit, alături de cei dragi și dați-mi de știre. Dacă voi credeți sau nu, că în Republica Moldova există democrație. Apropo, aici de mă nu mai pot stânga așa de ușor ca de pe telefon, trebuie să mă mut, n-as și chiar așa de armonios. Așa că zdurez o lec. Eu скинт între timp. Bine bitarda de luci, bine idi tandene. Bine bitarda de luci, bine idi tandene. Finish, yo-mayo.